găsit, doamnelor și domnilor. Suntele în aparapiru, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, invitatul nostru este domnul Sorin Bratoveanu, astrolog. Bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Vorbim, bineînțeles, despre Zodia Lunii, despre Gemeni și vorbim și despre momentul astrologic actual. Sigur. Deci, la acest moment la care vorbim, Soarele se află în Gemeni, iar pe data de 20 spre 21, de fapt în noapte de 20 spre 21 iunie, va fi solstițiul de vară, în sensul că soarele trece din zodia gemenilor în zodia racului. Așa, iar pe 20 iunie vom avea moment de lună plină, soarele fiind undeva la finalul gemenilor și luna fiind undeva la finalul de săgetător. Celelalte planete, deci în afară de soare și lună, Mercur și Venus se află în zodia gemenilor. Lucrurile astea ce aduc, de fapt, și de drept, că știu că fiecare are câte semnificație? Practic, intrarea soarelui în zodia racului e un moment de discontinuitate în fluxul energiei solare. E un moment de, ca să spunem așa, luat o anumită pauză de activitate pentru câteva ore, nu mai mult, reflectare, introspecție, pentru că acestea sunt tendințe specifice racului. Momentul de lună plină, de pe 20 iunie, va fi un moment în care ne putem simți mai nervoși, mai irascibili, mai dezechilibrați emoțional, mai nesiguri. Practic se află, datorită lunii pline, oarecum în conflict, latura conștientă cu latura subconștientă a psihicului, adică mintea rațională se află cumva într-un conflict cu emoțiile. La modul rațional, logic, vrem ceva, emoțiile noastre vor altceva. Și această disonanță între yin și yang, între lună și soare, creează anumite tensiuni interioare, pot apărea anumite tensiuni între bărbați și femei, fiecare bărbat, fiecare femeie poate avea anumite dificultăți în relațiile cu sexul opus și, în general, în momentele de lună plină, când luna practic are un gen de maxim al energiei sale lunare, se produc anumite dezechilibre de natură psihică mai ample, cei care au deja anumite probleme de natură nervoasă, să spunem, se pot decompensa, pot deveni mai depresivi, mai irascibili, mai dificili, mai greu de controlat. O curiozitate personală, s-a putut vedea pe harta astrală momentul de alegeri și s-a putut anticipa și rezultatul? Momentul de alegeri, practic, a fost tot cu soare în gemeni și cu anumite planete retrograde și, mă rog, din punctul meu de vedere, adică astrologic vorbind, a fost elementul cheie superficialitate. Pentru că un mare număr de... Absenteism a fost uriaș. Da, un mare număr de români nu au votat și, practic, numai cei care s-au prezentat au decis cine a devenit primar și consilier local și cine nu. Ceva de genul acesta. Și, oarecum, când avem Soare în Gemeni, Mercur în Gemeni, Venus în Gemeni, deci, practic, trei planete în Gemeni, preocupările sunt cu totul în altă parte decât la politică. La plimbare, la ieșit cu mașina, la ieșit la grătar, la... Și fiind vorba de duminică și o zi relativ frumoasă, oamenii au avut cu totul alte preocupări. Adică preocupările politice au fost pe ultimul loc. Am înțeles. Ce moment traversăm acum din punct de vedere al gemenilor? Haideți să vedem, avem atâtea vedete în gemeni, sunt oameni sigur, talentați. Da. Înțeleg că, nu știu, sunt predispuși la latura artistică gemenii? Mai ales gemenii din al doilea decan, gemenii cu influență de balanță. Gemenii sunt o zodie de aer, sunt o zodie mobilă, sunt o zodie masculină totuși, chiar dacă au atâta mobilitate. E un gen de energie masculină foarte fluctuantă aici, deci nu e un gen de energie masculină fixă, așa cum întâlnim la leu. Și această fixitate, această mobilitate, pardon, a gemenilor îi face să fie mereu gura livi, curioși, mobili, să ducă în stânga, în dreapta, să caute mereu informații noi, relații, să-și facă cunoștințe. Așa, este o zodie cu mari abilități comerciale. Gemenii, în general, sunt comerciali și în relațiile interumane, exceptând poate relațiile de familie sau relațiile cu anturajul, în sfera lor de prieteni, cunoștințe, relații, colegi, ei se preocupă în principal de oamenii care îi pot ajuta. Adică sunt interesați de relațiile care îi pot ajuta să facă ceva mai rapid, să câștige niște bani, să-și promoveze brandul, marfa, ceea ce comercializează. Sunt preocupați să capete o cât mai mare notorietate, astfel încât activitățile lor comerciale se desfășoare cât mai eficient.
Adică sub aspectul acela ușor aerian găsim de fapt lucruri foarte bine conturate și scopuri clare. Da, într-adevăr, adică gemenii, pentru cine nu știa, sunt o zodie foarte pragmatică. Nu sunt atât de visători și de instabili și cu capul în nor cum se credea. Adică aceasta este o mască pe care ei poate ne-o arată și sub masca aceasta se ascunde un pragmatism, poate nu atât de îndrăjit precum este la Taur, la Capricorn, la Fecioară, care sunt zodii de pământ. Dar la Gemeni este un pragmatism totuși destul de abil, ca să spunem așa, pentru că ei sunt capabili să găsească în orice situație de viață o strategie de marketing, o strategie de a se promova, o strategie de a-și promova produsele sau ce anume fac, de a se pune ei în valoare, deci face cât mai multe relații pe care le-au, adică să le folosească în scopuri proprii. Cam asta este gândirea generală a gemenilor. Au meserii predilecte? Se îndreaptă către anumite zone, nu știu, profesionale? Gemenii sunt predispuși în primul rând la activități comerciale, apoi activități de transporturi. Au abilități pentru șoferie, pentru, știu și eu, chiar condus avioane sau... Și când spun transporturi, nu doar transporturile auto, ci transporturile aviatice, de exemplu, sunt corelate tot cu gemenii. Apoi sunt buni și în domeniul medicinei, deci pot avea activități medicale destul de eficiente. Pot avea activități în domeniul educației, pot fi dar nu neapărat în domeniul învățământului superior. Învățământul preșcolar, școlar și mediu. Deci învățători, educatori, profesori, profesori de gimnaziu, profesori de liceu. Apoi se pot preocupa de ziaristică, au abilități pentru ziaristică. Genul acela de reporter intruziv care mai că face omul de pe stradă să înghită microfonul, dacă pensionarul respectiv chiar a văzut crima, chiar a auzit răgnetele de peste gard, așa, toată munca aceea specific gemenilor de a merge pe teren, a aduna informații, a redacta un material, a produce o știre. Apoi sunt buni scriitori, sunt buni editori, sunt buni, știu și eu, comercianți de cărți sau librari. Deci, practic, dați-le și niște defecte, că până acum i-am lăudat. Da, superficialitate, instabilitate, dificultăți de a face ceva la modul consecvent. Așa, apoi putem se spune... Se plictisesc? Da, se plictisesc repede. Simt nevoia mereu să iasă din casă, să iasă la plimbare, să deschidă televizorul, să citească ceva, să afle ultimele cancanuri, bârfe, să-și deschidă telefonul, să-și deschidă rețeaua de socializare, profilul, etc. Au dificultăți în a înțelege mai profund anumite lucruri, adică intuiția, profunzimea în gândire, capacitățile de a vedea dincolo de aparențe nu le sunt specifice. Așa, mai putem spune că sunt o zodie înclinată spre hoție, spre minciună, spre versatilitate maximă. Să ne amintim că în mitologia greacă, planeta guvernatoare în astrologia gemenilor este Mercur. Deci zeul, tot una cu zeul Hermes al grecilor. Comerț. Zeul Hermes avea și un aspect foarte elevat, în sensul că mijlocea relația între oameni și zei, inspira pe scriitori, pe cei care erau la rândul lor inspirați de muze, dar era și patronul hoților, al oamenilor, mă rog, al lumii interlope, ca să zic așa, mai pe scurt. Da, deci pe lângă calități regăsim destule defecte. Haideți să vedem ce înseamnă ascendentul în gemeni. Ascendentul în gemeni înseamnă un fizic influențat puternic de zodia gemenilor. Și un fizic influențat de gemeni înseamnă o persoană destul de slăbuță, ca să spun așa. Știm din medicina ayurvedică că există trei tipologii principale psihice și fizice în același timp. Sunt cei slăbuți filiformi, sunt cei atletici și cei foarte dolofani. Unii am numit obezi, dar nu toată lumea care este foarte corpulentă este neapărat obeză. Gemenii, practic, mai bine spus, cei cu ascendent în gemeni se încadrează în prima tipologie. Deci cei care sunt slăbuți, filiformi, avem senzația că se deplasează foarte repede și chiar se deplasează foarte repede ca și cum ar fi purtați de vânt. Avem senzația că țin toate posturile creștine, chiar și din afara perioadei de Crăciun și de Paște, că mănâncă destul de puțin. Ascendentul în gemeni dă multă nervozitate, multă logoreie, nevoia de a povesti ceva, de a vorbi, de a face schimb de informații, o chestie de instabilitate,
nu prea poate să stea în foarte mult locului, trebuie să umble, să se agite, să facă sport, să... și fiind atâta, să zicem, irascibilitate, instabilitate acolo, normal că energia aceea nu foarte mare a corpului lor este deja consumată mai mult decât este cazul. Deci cei cu ascendent în gemeni trebuie să le recomandăm să alimenteze suficient, să hrănească suficient, să hidrateze suficient, să se relaxeze suficient, pentru că dau impresia că sunt mereu în priză. Copilul gemeni, părinții gemeni. Copilul gemeni este un copil foarte guraliv, logoreic, care îi poate scoate pe părinți din sărite. Părinții pot țipa la el, mai tacă-ți gura, vorbești prea mult, chestiuni de acest gen. Nu este genul de copil autist în niciun caz. Adică nu este genul de copil care să trăiască în lumea lui, să viseze fel de fel de lucruri, să scaneze realitatea și apoi să redea din memorie câte fire de păr avea coada pisicii sau chestiuni de acest gen, pentru că nu sunt atenți la detalii. Copilul gemeni este copilul care ia lucrurile așa rapid, din mers, superficial, își face rapid prieteni unde se duce, cunoștințe, relații, își dă rapid seama cam cum se învârt lucrurile, unde trebuie să se orienteze. Deci, un copil destul de oportunist, inteligent, care știe să se descurce, uneori chiar și fără ajutorul părinților. Părinții gemeni sunt niște dedicați, niște mămici dintre alea care citesc toată ziua pe forumuri? Citesc, într-adevăr, toată ziua pe forumuri, dar sunt mămici care pot avea și un job și două și trei joburi într-o singură zi. Și sunt genul de mămici care pot lăsa copilul în brațe cu tableta, cu telecomanda de la televizor, cu laptopul, cu mini-laptopul, cu fel de fel de gadgeturi, astfel încât, pentru că mămica este ocupată și atunci copilul trebuie să aibă o preocupare și este lăsat în lumea lui. Tatăl gemen este genul de tată care este și el foarte ocupat, fiind om de afaceri, șofer sau, știu și eu, ziarist, scriitor, reporter, medic, ceva de genul. Și fiind un om foarte ocupat, și el are mai multe activități. Dacă este medic, lucrează și la spital și în privat, vine undeva pe la 8 seara acasă, mai aduce o jucărică zornăitoare ca să compenseze lipsa din viața copilului. Nu obligatoriu sunt părinți absenți din viața copilului lor, dar sunt părinți care au foarte multe ocupații, au și multă energie mentală, în primul rând. Sunt capabili să facă mai multe lucruri, uneori duc mai mult decât sunt în stare și atunci devin stresați, obosiți, anxietați, surmenați, etc. Încerc să-mi imaginez o familie compusă din tată, mamă, copil gemeni. Da. Să-și trimită poze des, că din câte înțeleg se întâlnesc destul de rar. Da, și acolo cred că trebuie programarea a luat cuvântul, pentru că toată lumea vrea să vorbească în același timp. Să ne ocupăm și de decan. Da. Primul decan este decanul 20 mai, 31 mai, este decanul gemeni din gemeni. Aici întâlnim toate caracteristicile despre care am vorbit până acum, sunt gemenii puri, guralivi, abili, comunicativi, prietenoși, în același timp superficiali, comerciali, citesc foarte mult, sunt genul de oameni care, spre lauda lor, acumulează o mare cultură generală, au foarte multe informații acumulate, dar în același timp nu aprofundează. Nu înseamnă că dacă cunosc, știu și eu, nume de matematicieni, așa, sunt și specialiști în matematică. Așa, apoi decanul al doilea de gemeni, sunt gemeni născuți între 1 și 10 iunie, sunt gemeni balanță. Aici, în zodia balanței, cred că s-au născut mulți dintre gemenii cu abilități artistice. Deci în prima decadă lunii iunie, cum am spune. Gemenii au și abilități artistice, dar nu chiar toți decanii, în special decanul acesta al doilea, decanul de gemeni balanță. Și din acest motiv avem o serie de cântăreți născuți în această perioadă, cum ar fi Prins, Dumnezeu să-l ierte, apoi Johnny Depp, care este un actor, nu Kylie Minogue, da. Connector, de altfel și Johnny Depp este cântăr. Și mi-a zis cântă. De Loredana Groza. Da, și Loredana Groza absolut de la noi. Senzațională. Da, 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 într-adevăr. Și apoi avem al treilea decan de gemeni. Despre gemenii aceștia balanță, deci din decanul al doilea, am putea spune că sunt gemeni sociabili, amabili, comunicativi, au niște tendințe foarte puternice de balanță. Sunt mai rafinați, mai adunați cumva, dacă putem spune așa, familiști, preocupați de anturajul lor social. Apoi avem al treilea decan de gemeni, cei născuți între 11 și 21, 20-21 iunie. Sunt gemeni vărsători.
Aici avem, pe lângă toate caracteristicile de gemeni despre care am vorbit deja, caracteristicile de vărsător, nonconformism, nevoia de a acumula foarte multă cunoaștere, preocupare pentru științe oculte, preocupare pentru informatică, rețele de socializare, grupuri de prieteni, asociații, organizații, bilile omenirii, focile de nu știu unde, pinguinii de pe nu știu care insulă, adică scopurile acestea colective, binele general, binele planetar, salvarea planetei de oameni răi, etc. Să încercăm să înghesuim în 5-6 minute și compatibilitățile sigur, între zodii. Sigur, da. Hai să vedem, să începem cu gemeni și berbec. Relația gemen-berbec este o relație destul de bună, relaționează ok amândoi, pot avea o relație în condițiile în care berbecul este șeful și gemenii se strecoară așa foarte abil, îi dau impresia berbecului că este șeful, dar îi pot face multe surprize neplăcute berbecului. Totuși, pe termen lung, nu e neapărat o relație proastă sau incompatibilă, pentru că sunt două zodii masculine și dacă s-a negociat din start că berbecul este șeful, gemenii se descurcă cu acest lucru. Gementaur. Gementaur este dificil de zis dacă funcționează. Sunt zodii vecine. Se pune problema dacă taurul poate accepta versatilitatea gemenilor. Taurul e o zodie fixă, de pământ. Vrea stabilitate, perseverență, continuitate, lucrurile fixate așa în beton cu niște nituri așa cam de un metru grosime, ceea ce gemenii nu concep, adică ei pleacă cu primul avion. Sunt cei mai fideli clienți aeroporturilor, autogărilor și gărilor. E o compatibilitate acolo de vis, ce descrieți dumneavoastră. Așa, dacă reușesc să-și negocieze relația astfel încât taurii să accepte versatilitatea gemenilor, atunci relația poate funcționa. Este ideală relația gemeni-gemeni? Gemeni-gemeni sunt niște energie asemănătoare. O perioadă poate funcționa, dar dacă unul dintre partenerii gemeni are și planeta Venus în gemeni, cum se află la momentul actual în tranzit prin gemeni, atunci cu siguranță vor apare acolo trădări, înșelări, versatilități, relații paralele. Deci gemeni-gemeni, am putea spune, egal risc de menaj a trois, menaj a quatre, menaj a cinq. E complicat. Da, e complicat, într-adevăr. Adică fidelitatea la gemeni nu este punctul forte, având în vedere că sunt atât de mobili și zodie duală. Poate fi dualitate inclusiv în relațiile de cuplu. Ca la Mambo number 5, a little bit of Jessica, of Joanna, of... Da, să nu se supere nimeni. Da, tocmai, adică, da. Gemen cu rac, de asemenea mi se pare riscant, pentru că racul știu că este un fidel și un fidel, un stai, exact, o persoană domestică, familistă, însă dacă avem un rac, de exemplu, cu planete în gemeni și un gemen cu planete în rac, de exemplu, președintele Iohannis este nativ gemeni, pentru că tot vorbeam de nativ și a servat ziua ieri sau alaltă ieri, dar are planeta Mercur în zodia racului. Și Mercur în rac duce la o vorbire din aceea molcovă, ardelenească, lent, așa cum sunt unii ziariști scandalizați când îl aud pe Klaus Iohannis vorbind. Deci, dacă avem gemeni cu planete în rac, raci cu planete în gemeni, poate fi o soluție destul de bună, pentru că gemenii îl scot pe rac din monotonie, racul aduc gemenilor mai multă stabilitate, calm și trezesc cumva și latura emoțională, care nu este dominată la gemeni. Gemenii fiind prin excelență o natură rațională, mentală, cerebrală. Gemenii cu leu ar trebui gemenii să-i dea într-adevăr prin planul leului? Ca în cazul evident, bebecul? Evident. Deci leul întotdeauna vrea să fie în prim plan, în centrul atenției și se dă iluzia că este șeful și că are controlul asupra lucrurilor, numai că gemenii fiind atât de mobili pot lucra leii pe la spate, pentru că leul fiind genul acela dulce, farniente, care stă întins, se odihnește, în timp ce leul se odihnește, gemenii pot face multe combinații în cartier, în oraș, dând telefoane, trimițând e-mail-uri sau chestiuni de acest gen. Nu spun că relația nu merge, dar în orice caz, gemenii aduc leului mai multă mobilitate și cumva se completează reciproc. Iar leul poate da gemenilor mai mult curaj. Și fecioara, că mai statornică decât fecioara, nu știu. Și fecioara este o zodie mobilă. Acolo e un semn mobil de pământ. Au foarte multe lucruri în comun. Pot să se înțeleagă din multe puncte de vedere. La fecioară avem un mercur legat de semnul pământ. Și acolo pragmatismul este mult mai accentuat decât la gemeni.
La Gemeni avem un Mercur legat de semnul aer, deci am putea spune că gemenii dau mai multă versatilitate, deschidere, curiozitate Fecioarei. Fecioara aduce mai mult pragmatism gemenilor și relația poate funcționa. Relație cu balanța, cum stau lucrurile? Cu balanța, dacă este o balanță care vrea fidelitate, stabilitate, o relație de cuplu sigură și se căsătoresc, ar putea gemenii să fie fidelizați. Dacă nu se reușește fidelizarea gemenilor, atunci este dificil de spus dacă funcționează relația cu balanța. În principiu este o combinație bună. Dar lucrurile depind de cât de fidel reușește nativul gemen să fie. Dar scorpionul reușește să-l îmblânzească pe geamă? Scorpionul este oripilat de logoreia extraordinară a gemenilor. Deci scorpionul când aude atâta comunicare, pentru că gemenii spun și ce ar trebui și ce n-ar trebui să spună. Și sunt genul de persoană ideală pentru rețele de socializare, pentru că nu are nimic de ascuns, e ca o carte larg deschisă, ce-i în gușă și în căpușă. Și Scorpion e la fel decât că invers. Da, exact. Adică la scorpion vedem totul secretizat, ascuns. Ei, au ceva de învățat fiecare de la celălalt. Adică gemenii să fie mai reținuți, mai ponderați, mai stabili. Scorpionul fiind o zodie fixă și foarte ascunsă, are nevoie să învețe să devină mai comunicativ. Și gemenii pot ajuta să-și exprime ideile într-un mod mai clar, mai coerent. Nu doar prin parole secrete, prin limbaj non-verbal, mutre, gesturi, grimase. Un ins care ar putea să-i țină hangul geamănului, cred că este săgetătorul. Da, sunt zodii opuse pe cercul zodiacal, dar se completează reciproc pentru că fiecare are ceva de învățat de la celălalt. Săgetătorul, fiind mai doct, așa mai filozof, poate învăța de la gemeni să fie mai comercial și mai deschis către oameni. Gemenii care sunt foarte deschiși și comerciali pot învăța profunzime și maturitate în gândire de la gemeni. Un gemen faimos a fost, de exemplu, filozoful francez și scriitor de altfel, Jean-Paul Sartre, care era nativ gemeni. Și a scris și o carte sugestivă pentru gemeni care se numea Cuvintele, în franceză Le Mot. Așa. Capricornul. Capricornul. Cu Capricornul pot avea tot așa anumite lucruri de învățat reciproc. Gemenii și Capricornii, unii de la ceilalți, pentru că gemenii trebuie să învețe stabilitate, simț practic, realism de la Capricorn. Capricornii, mobilitate și mai multă deschidere de la gemeni. Nu este neapărat o relație incompatibilă, dar este o relație care poate avea șanse dacă fiecare știe să-și negocieze relația. Gemenii să fie mai stabili, Capricornii să fie mai deschiși. Cu vărsătorul ar trebui să fie mai simplu. Da, aici e o relație oarecum ideală, sunt niște energii foarte asemănătoare, există un decan de gemeni al vărsătorului, există un decan de vărsător la gemeni. Deci aici aproape că vorbesc aceeași limbă, adică dacă cu alte zodii vorbește unul chineză și unul bantu, aici amândoi vorbesc limba română. Și ultima dintre compatibilități, cea dintre gemeni și pești? Gemenii cu pești, chiar dacă sunt ambele zodii mobile, nu sunt aproape deloc compatibili pentru că au mari probleme de comunicare. La comunicare pică? Da, la gemeni se spune tot, adică tot ce s-a aflat de la reportaj se dă la știri, tăindu-se acele pasaje care nu mai încap la montaj. La pești nu se spune nici 1% din cât s-a aflat pe teren, adică se secretizează absolut tot. Și se păstrează informațiile ca în caragiale, adică pac la război, adică șantajăm adversarul. Au mari probleme de comunicare, gemenii le este aproape imposibil sau foarte dificil să afle ce gândesc peștii. Sunt ambele zodii duale. Dar, mai popular spus, peștii sunt mult mai parșivi decât peștii. Adică peștii lucrează atât de bine la fațadă, la aparențe, la imaginea de grup care apare în fotografie, dar ei fac încă 20 de lucruri prin spatele fotografiei și nici măcar gemenii n-au această viteză de a aranja lucrurile. Să le urăm la mulți ani și să fie sănătoși și nativilor care își sărbează zilele acestea aniversarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența, domnule Bradoveanu. Iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere! La revedere!